Zeci de polițiști au curățat astăzi malurile Jiului împreună cu angajații ai unei firme de salubritate și alți voluntari. Oamenii legii au adunat deșeurile aruncate peste tot. Acțiunea a fost organizată pentru a marca Ziua Poliției Române. Acțiunea de ecologizare a Jiului a avut loc în zona barajului Ișalnița. Timp de peste două ore, polițiștii și ajutoarele lor au strâns 250 de saci de gunoi. Am găsit articole vestimentare, peturi, foarte multe sticle de băuturi alcoolice, foarte multe materiale provenite din construcții. Am venit aici în ideea de a ajuta mediul, dar mai ales de a ne ajuta pe noi ca oameni. Și de a da un exemplu, nu atât semenilor noștri mari, cât atât semenilor noștri mici, pentru că mic cu mic se face mare, orice detaliu contează. Eliminând astea micile, măruntele, putem să facem un munte mare de bunăvoință. La operațiune au luat parte peste 50 de polițiști din toate serviciile Inspectoratului Doljan, dar și reprezentanții ai unei firme de salubrizare, precum și voluntari. Am demarat o campanie de suflet pentru noi, Gândește Verde, Gândește Curat, o campanie prin care ne dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la protejarea mediului înconjurător, dar și la împădurirea anumitor zone din județul nostru. Sperăm ca prin gestul nostru să îi determinăm și pe alții să contribuie la această activitate. Ceea ce ne dorim prin caravana ecologizării este să tragem un semnal de alarmă cu privire la aruncarea irresponsabilă a deșeurilor. Este datoria noastră să avem grijă de sănătatea mediului în care trăim și fiecare dintre noi în fiecare zi poate să aleagă să facă această diferență. În cadrul acțiunii au fost adunate deșeuri inclusiv de pe Luciul Apei. Ori de câte ori se desfășoară acțiune pe Jiu, în preajma Jiului, noi suntem prezenți. Suntem Asociația Ape Fără Plastic și proiectul nostru se numește Jiu Fără Plastic. Atât oamenii legii, cât și ajutoarele lor își doresc o natură curată, de care să se poată bucura și generațiile următoare.